Tenismenii Clubului Sportiv Târgoviște au încheiat cu brio seria competițiilor care au ca scop pregătirea în vederea participării la campionatele naționale de anul viitor. Vlad Brazu, Andrei Voican, Alexandra Badea și Andrada Stanciu au semnat conica de prezență a Cupei Mondin, desfășurată la Ploiești în perioada 20-22 decembrie. La categoria 12 ani masculină a debutat Vlad Brazu, care a avut liber în primul tur, iar în sferturi a beneficiat de abandonul medical al lui Andrei Lucaciu, de la CSS 2 București. Brazu și-a pus racheta de tenis la treabă în semifinale, trecând de Alexandru Dumitru de la ASTC București cu 6-0, 6-0, lovitura finală fiind aplicată lui Mihnea Zaharia de la Major București, scor 6-0, 6-1. La aceeași categorie de vârstă a concurat și Andrei Voican, care a fost mai vulnerabil în fața lui Mihnea Zaharia, pierzând în semifinale cu 1-6, 1-6. Vlad Brazu a obținut locul întâi având o comportare foarte bună. Finală a câștigat cu 6-0, 6-1 Zaharia Mihnea, cel care este clasat înaintea lui în clasamentul național, după care el l-a bătut și la selecția națională de toamnă. O să fie începând în ianuarie, fiindcă ies cei care au 12 ani pe cum papoie, o să fie locul 2 în clasamentul după Zaharia Mihnea, dar probabil că în viitor va fi pe 1. La feminin, 12 ani, Alexandra Badea a ajuns până în sferturi, fiind învinsă de Andra Niță de la Drive Tennis Ploiești, scor 4-6, 0-6. Tot până în sferturi a prins bilet și Andrada Stanciu, la categoria 14 ani feminin. De asemenea, am avut o reprezentantă la 12 ani, fete, Alexandra Badea, să ia termina concursul fiind eliminată în primul tur, iar la 14 ani fete, pe Andrada Stanciu, care în final s-a clasat în primele 8. Și dacă conform calendarului competițional al Federației Române de Tenis, Cupa Mondin a fost penultima competiție pentru tenismenii Clubului Sportiv Târgoviște, a fost ultima pe anul acesta, însă nu își vor agăța rachetele de tenis în cui, urmând să efectueze antrenamente ușoare de pregătire în perioada următoare. În vacanță suntem în plină pregătire, fiindcă la începutul anului viitor, începând cu data de 5, vor începe campionatele naționale de 14, 12 și 16 ani. Iată locurile ocupate de către tenismenii Clubului Sportiv Târgoviște conform clasamentelor publicate de către Federația Română de Tenis.